Primii fulgi de nea se încăpățânează să ajungă la munte. Chiar dacă la cota peste 2000 s-a lăsat frigul, totuși turiștii care își vor petrece weekendul la înălțime nu vor avea parte de iarnă veritabilă. Bineînțeles, mai sunt câteva zile până când se va da startul oficial al iernii, iar iubitorii sporturilor de iarnă speră ca de sărbători zăpada să fie numai bună de schiat. În fiecare anotimp, muntele are ce arăta turiștilor. Unii sunt de părere că cea mai frumoasă perioadă este iarna, când înălțimile pline de zăpadă își mai dezvelesc câteodată piscurile golașe. Dar nu este cazul și în acest sfârșit de săptămână. Meteorologii nu spun nimic de fulgi de nea în zona muntoasă și doar la cota peste 2000 de metri se întrezăresc câteva pâlcuri de zăpadă, insuficiente însă pentru distracție. De fapt, este iarnă, la peste 2000 de metri. Zăpadă, dar vremea este foarte bună pentru turismul montan. Recomandări e echipament mai de iarnă, că se trece dimineața și seara. E vânt potrivit, nu e pentru termic. E ce trebuie luat în considerare dacă se iese la Golovin dimineața și seara zăpada înghețată. Trebuie atenție mare și echipament adecvat pentru asemenea departări. Turiștii mai comozi, dar iubitori de munte care vor să scape de stresul din oraș pot face o escapadă pe Transfăgărășan, însă doar până la Bâlea Cascadă. Dacă vor să vadă și Bâlea Cabană, vor trebui să lase mașina și să urce doar cu telecabina. Drumul până sus este închis circulației. Totuși, chiar dacă iarna cea adevărată nu s-a instalat încă, meteorologii ne asigură că în aproximativ 2-3 săptămâni vor cădea și primii fulgi de nea.